Satele Moldovei au arătat astăzi ca adevărate brutării. Potrivit tradiției de Joia Mare, gospodinele frământă și cocă cozonac și pască pe care le sfințesc în noaptea învierii, tradiția e respectată și de familia Josu din satul Cigârleni, raionul Ialoveni. Tamo, dar păi când și joi mai aia? Joi e ca să nu faci alte, să nu faci zoi, să nu faci coși pasca. Și aia asta ție practic tătă ziua, te ocuți numai cu coptă. Când coșim, erau copchii acasă, coșem la cuptiorea, păi he-he, nu te-am ridicat strachina, dar nu o strachinic, facem și noi de. Procesul este unul de durată și fiecare etapă este importantă. Am făcut maiaua, așteptăm să doschească, să rădișe. Între timp facem, batem ouăle, 6 ouă, punem, între care 3 le punem întregi, la 3 numai gălbănușurile. Și le batem cu o leacă de zahăr și o leacă de sare. Și o lăsăm și pregătim, șernim făina. Femeia e convinsă că secretul pentru o pască delicioasă este frământarea aluatului. Înainte noi frământam cu mâna, că așa aluatul iubește, simt căldura mâinii, căldura sufletului omenesc. Da, mu e ieșit, cum se mai cheamă, roboturile este, învârtește acolo, învârtește, dar și faci, eu nu accept așa ceva. Când mâna, când ai pus-o, ai simțit, ai dat o leacă din sufletul tău, ai dat și la bucățcați de pâine. Luba Josu are 13 nepoți și an de an de Paște le pregătește cozonaci care mai de care mai gustoși, cu ciocolată, lămâie sau stafide. Am mulți nepoți și la fiecare câte o păsculiță. Și azi le dăi, mă, că pensia e mitică. Luba Josu este convinsă că ingredientul cel mai important pentru un cozonac gustos este dragostea. Suflet bun și inimă curat. Asta e. Poți spui și n-ai pun, dar dacă ești cu inima rău, nu-ți primești. Inima curată și gândul la Dumnezeu și te ajută și faci.